Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos pentru această seară. În urma acestor cântări minunate care le-am cântat spre slava lui Dumnezeu, iată-ne, am cântat această cântare, Evanghelia schimbă inima. Cuvântul lui Dumnezeu spune că Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Fiecăruia, aceasta mă include pe mine, te include și pe tine care ești copil, și pe tine care ești tânăr, și pe dumneata care ești mai vârstă. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Și în această dupămasă, în această seară, și dumneata împreună cu mine, ai ales să fii în casa lui Dumnezeu, unde Dumnezeu revarsă binecuvântarea și viața pentru veșnicie. Am cântat această cântare, pocăința este aceea care ne schimbă, care este calea care duce către cer. Singurul sau singura metodă în care un om, în care un om de pe fața pământului poate să fie mântuit, este doar prin credința în jertfa unică, desăvârșită a Domnului Iisus Hristos și prin pocăință față de Dumnezeu, față de ceea ce a făcut împotriva lui Dumnezeu. Am dorit să deschidem în cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Matei, capitolul 16, versetul 24. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa: Atunci Iisus a zis ucenicilor Săi, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea, dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce-ar da un om, în schimb, pentru sufletul său? Slavă lui Dumnezeu că ne-a mai dat o zi de har. Numele Lui este binecuvântat nu doar pentru că binecuvântăm noi, ci pentru că este Dumnezeu binecuvântat în viața veșnică. Un alt verset care spune cuvântul lui Dumnezeu spune așa: Omul este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. Am dorit, ajutați de Harul lui Dumnezeu în minutele care urmează, să putem să ne ocupăm, să putem să ne oprim un pic la aceste versete care le-am citit, la aceste versete care le-ați ascultat și să înțelegeți că omul trăiește o singură dată. Adică eu trăiesc o singură dată, dumneata care ești aici trăiești o singură dată, și viața aceasta pe care o trăiești, trebuie să-ți faci bine socoteala. Ce-ar folosi un om să câștige toată lumea? Poți să ai toată lumea. Dacă nu l-ai pe Domnul Hristos ca mântuitor personal, dacă nu l-ai pe Împăratul Împăraților, nu ai nimic. Poți să ai cele mai mari bogății de pe fața Pământului. Fără Domnul Hristos, nu ești nimic. Trăim vremuri de la urmă în care milioane de oameni sunt deprimați, triști, supărați. Mulți ajung la în culmea disperării și se sinucid, crezând că dacă se omoară, a terminat cu viața. A terminat cu el, cu sufletul. Nu se poate. De ce? Pentru că suntem creația lui Dumnezeu. Creați după voia, așa cum a vrut Dumnezeu. Și Dumnezeu a pus în noi un suflet. Sufletul acesta care este pus în noi este veșnic. Trupul acesta este carne. Și ce este pământ? În pământ se va duce. Dar sufletul care este suflarea care ne-a dat-o Dumnezeu va merge înaintea dreptății lui Dumnezeu și ne va pune, mă gândesc, poate o întrebare. Nu de ce ai păcătuit, pentru că
așa cum majoritatea și cred că majoritatea știm sau toți știm, că toți suntem păcătoși și lipsiți de slava lui Dumnezeu și ne va pune întrebarea, ce ai făcut cu Fiul meu? Pentru că vom vedea că Domnul Hristos este singura cale în care tu, în care dumneata, poți să fii mântuit. Oamenii care ajung în culmea disperării și se gândesc să se sinucidă, nu rezolvă nimica, pentru că gândul acesta este de la diavol. Nu se termină totul la mormânt. Omul este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. Poți, cât trăiești, să mori. Să fii răstignit împreună cu Domnul Hristos. Și să trăiești o eternitate în prezența slavei lui Dumnezeu. Dacă te pocăiești, așa cum am cântat, dacă lași ca această carte, Evanghelia, să schimbe viața. Și ce se întâmplă? Această carte va intra, persoana din această carte, care este prezența, care este persoana Domnului Hristos, va intra în inima ta și te va schimba. De ce? Pentru că ai făcut ceea ce am cântat. Pocăința. Ce semnează pocăință? Vom vedea și lucrul acesta. Ce se întâmplă? Omul este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea va merge înaintea instanței lui Dumnezeu și va da socoteală pentru binele sau răul pe care l-a făcut când trăia în trup. Așa spune cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. Trupul acesta de carne nu poate să meargă în împărăția lui Dumnezeu. Trupul acesta, de aceea este nevoie de naștere din nou. De aceea este nevoie de întoarcere la Dumnezeu. Noi ne pocăim, credem în jertfa sfântă a Domnului Hristos și ne întoarcem nu la Domnul Hristos, ne întoarcem la Dumnezeu, pentru că împotriva lui Dumnezeu am păcătuit. Îl primim pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor, ca Domn, ca răscumpărător al sufletului nostru. Ce se va întâmpla după moarte? Există două locuri, așa cum cred că ați mai auzit din locul acesta. Un loc binecuvântat de Dumnezeu pentru toți aceia care au avut o zi ca aceasta, în care au lăsat ca Evanghelia, puterea lui Dumnezeu, să intre în inima lor și Domnul Iisus Hristos să le schimbe inima. Să intre în acea inimă păcătoasă, să o curățească, să o spele cu sângele Său Sfânt și nu numai atât, să o locuiască. Aceștia vor merge în locul binecuvântat. De aceea și Scriptura spune, veniți binecuvântați Tatălui de moșteniți împărăția care a fost pregătită. Al doilea loc, cum bine cred că știți, este locul de chin veșnic, relatat în Cuvântul lui Dumnezeu, în Evanghelia după Luca, capitolul 16, unde ne spune, pentru cei care au murit fără Domnul Hristos, pentru aceia care, deși fiind copii, și-au permis păcatul, dar nu s-au întors la Dumnezeu, care au lăsat ca viața lor să fie trăită în neascultare de Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu, au ajuns în locuința morților. Iadul este pregătit pentru diavolul și îngerii lui și apoi cei care... Dar deocamdată este locuința morților, așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Și aceștia spune Scriptura că le va zice, duceți-vă blestemaților în focul cel veșnic care a fost pregătit pentru... Nu pentru om, dar pentru că omul alege să nu creadă Evanghelia, pentru că omul alege să nu citească cuvântul lui Dumnezeu. Dacă v-aș pune o întrebare, când a fost ultima oară când a citit cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că mă gândesc că sunt aici și fete tinere și băieți tineri. Când a fost ultima oară când ați citit cuvântul lui Dumnezeu? Există un verset în Scriptură care spune, v-am scris tinerilor, fiindcă sunteți tari, și cum spune mai departe? Știe careva. Și ați biruit pe cel rău. Dacă vreți să biruim în această lume de păcat, în această lume în care cel rău vrea să ne ademenească cu poftele, cu plăcerile, atunci suntem biritori doar prin Domnul Hristos. Noi prin El suntem mai mult decât biritori prin acela care ne-a iubit. Dumnezeu, în dragostea Sa, în bunătatea Sa, și El îți vorbește pentru că vrea ca să te pocăiești astăzi, să crezi în Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu ne vorbește prin conștiință. Când faci câte un păcat sau când faci un lucru rău, îți zice conștiința, n-ai făcut bine. Nu este bine că ai furat. Nu este bine că ai jignit.
Nu este bine că l-ai vorbit de rău. Este glasul conștiinței. Dar Dumnezeu ne mai vorbește și prin natură. Dumnezeu ne mai vorbește și prin Sfânta Carte, Cuvântul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe pe cine? Pe tine și pe dumneata. Poate vei zice, eu sunt prea mic. Lăsați copilașii, spunea Domnul Hristos, să vină la mine și nu-i opriți. În Împărăția lui Dumnezeu sunt invitați toți, fie copii, fie tineri, fie oameni în vârstă. Și dacă vrei să afli mai multe detalii despre felul în care Dumnezeu vrea să trăiești această viață care am înțeles că trăim o singură dată pe pământul acesta. Vrei mai multe detalii? Citește Cuvântul lui Dumnezeu. Vrei să găsești pacea? Pacea o găsești doar la Domnul Hristos. Vrei să găsești iertarea de păcate, viața veșnică, doar la Domnul Iisus Hristos. Adevărata pace, speranță, vindecare, eliberare și putere de a trăi o viață în prezența slavei lui Dumnezeu, o găsim doar în Cuvântul lui Dumnezeu, la Domnul Iisus Hristos. Și atunci când vii la Dumnezeu, se întâmplă minunea. De ce? Pentru că Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este acela care intră în inima ta. Te iartă, te spală, te curățește și nu numai atât, ci pune ceva în dumneata. Duhul Său, Duhul lui Dumnezeu. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărul Evangheliei mântuirii voastre, ați crezut în El și ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt, care este arbura moșteniei voastre. Așa spune cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. Vrei să ai Duhul lui Dumnezeu? Primește-L pe Domnul Hristos. Vrei să fii un copil al lui Dumnezeu? Trebuie să faci ceea ce am cântat. Să te pocăiești. Este singura cale de a ajunge la Dumnezeu. Păcatul a fost acela care a făcut un zid de despărțire între noi și Creatorul nostru. Între noi și Dumnezeu. Ar vrea să te întreb în această zi. Mai ai păcat? Deci vorbesc cu dumneata. Întreabă-te singuri. Aici este prezent Domnul Hristos. Aici, în locul acesta, este prezent Duhul lui Dumnezeu. Aici, în acest loc, în acest binecuvântat, este locul binecuvântat unde spune Scriptura că aici dă Dumnezeu binecuvântarea și viața pentru veșnicie. Și Dumnezeu astăzi vrea să-ți dea iertarea de păcate. Fie că ești copil, tânăr sau tânără, fie că ești om mai vârstă sau mai bătrân, Dumnezeu astăzi vrea să-ți dea iertarea de păcate. Vrea să te elibereze și vrea să spună că te iubește atât de mult că pentru dumneata a ales să plătească un preț. Prețul acesta a fost Domnul Hristos răstignit. Fiul Său, la Golgota, răstignit între cer și pământ. Dumnezeu Tatăl l-a părăsit. De ce? L-a părăsit pentru dumneata. L-a părăsit pentru mine și pentru dumneata. Ca dumneata astăzi să poți să spui, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai mai dat o zi. Puteam să fi fost mort. Ieri am fost la o mormântare la un frate de-al nostru. A fost zile trecute la adunare. El l-a mormântat. Aseară a murit și soția. Ce se întâmplă? Moartea nu te întreabă. Nu te întreabă că ești tânăr. Că ești tânără. Nu te întreabă, ci moartea vine și are de luat și pleacă. Întrebarea mea vine pentru dumneata care astăzi ești aici. Pentru dumneata care vii în locul acesta, poate fiecare zi. Și Dumnezeu să te binecuvinteze pentru că vii în locul acesta. Dar nu este suficient. Pentru dumneata care încă nu te-ai pocăit. Care încă nu ai o naștere din nou. Care încă nu ai pe Domnul Hristos în inimă. Îl ai pe Domnul Hristos pe buze. Scriptura spune, poporul acesta mă cinstește cu buzele, dar cu inima este departe de mine. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. N-ai vrea dumneata astăzi care ești încă în viață. Acum se poate pentru că ești în viață. Te poți împăca cu Dumnezeu. Poți să-L primești pe Domnul Hristos ca Mântuitor. De ce? Pentru că astăzi Evanghelia îți vorbește. Duhul lui Dumnezeu te cercetează. Dumnezeu te iubește și vrea ca să-L primești pe Fiul Său în inima dumitale. Acum este o zi de har. Mâine. Mai știe cineva dacă mai este în viață? N-am făcut contract cu cerul. N-am făcut contract cu Dumnezeu să vedem dacă mai suntem în viață.
Dar ceea ce putem să facem astăzi, putem să facem contract cu Domnul Hristos, să încheiem un legământ. Legământul cel nou care este făcut prin sângele Domnului Hristos. Poți să închei astăzi un legământ. Nu ești obligat. Nu ești forțat. Ești liber să alegi. Mă auzi? Ești liber să alegi. Dar fii foarte atent ce spun acum. Depinde de ceea ce vei alege acum. Poți mâine să fii cu Dumnezeu sau fără Dumnezeu. Poți să fii în raiul lui Dumnezeu unde te vei bucura. Unde va fi o fericire eternă. Bucurie. În prezența slavei Mielului. A Domnului Hristos. A Sfinților Apostoli. A fraților noștri. A părinților noștri. Care l-au primit pe Domnul Hristos ca Mântuitor. Și care au devenit copii al lui Dumnezeu. Ce se întâmplă? Așa cum am spus, toți am păcătuit. Toți suntem păcătoși. Toți suntem vinovați. Toți am călcat legea lui Dumnezeu. Porunca lui Dumnezeu. Inclusiv dumneata. Inclusiv tu care ești copil. Ai fost neascultător de părinți. Inclusiv tu te-ai certat cu surioara ta, cu fratele tău. Inclusiv tu ai mințit. Ai vorbit de rău. Când te-a întrebat mama de un lucru care l-ai stricat tu, cine l-a stricat? Surioara? Sau fratele? Este păcat. Inclusiv tu ai nevoie de Domnul Iisus Hristos. Aceasta arată că se împlinește cuvântul care spune toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Aș vrea să pun o întrebare. Cine îl învață pe un copil care este născut, care are câteva luni de zile și care îi dă o jucărie și când o iei, începe să facă gălăcie? Cine îl învață pe el să fie răutăcios? Este vorba că natura noastră este păcătoasă. Psalmistul spunea, în păcat m-a zămislit mama mea. Avem o natură păcătoasă. Prin păcat a intrat moartea. De aceea Dumnezeu care ne iubea, fiindcă Dumnezeu, atenție, ne-a creat fără păcat, noi am păcătuit. Noi am făcut ce este rău și stricat înaintea lui Dumnezeu. Noi ne-am depărtat de Dumnezeu. Noi am călcat porunca lui Dumnezeu. Noi am fost neascultători și nesupuși cuvântului Sfânt. Dumnezeu, fiindcă ne iubea, a vrut să comunice cu noi. Și vrea să comunice astăzi cu tine, ca de la om la om. Și spune, dragule, eu pentru tine am făcut totul. Dumneata, ca să poți să fii iertat, trebuie doar să vii să-L primești pe Fiul meu. Trebuie doar să crezi în Domnul Hristos. Așa cum spune în Ioan, capitolul 3, versetul 36. Și vei scăpa de judecată. Spune cuvântul, mă gândesc că s-ar fi gândit, cum putea Dumnezeu să ne dovedească nouă că ne iubește? Scriptura spune, dar Dumnezeu care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți, l-a trimis pe Domnul Hristos. Ca noi să fim astăzi iertați. Trebuie să înțelegem că pentru iertarea mea, pentru iertarea ta, pentru iertarea dumneavoastră, s-a plătit un preț. Noi am călcat voia lui Dumnezeu. Tu ai călcat voia lui Dumnezeu. Ce se întâmplă? Când calci o lege de circulație, de exemplu, când treci pe roșu și te-a văzut poliția, te vede, te oprește și te amendează. Când calci o lege care lumea aceasta a dat-o, când calci și te-a prins că ai furat, ce se întâmplă? Ești chemat în instanță la judecată. Tot așa este și cu noi. Noi am călcat porunca lui Dumnezeu. Noi am călcat ceea ce Dumnezeu a spus să nu mâncați. Să nu faceți. Așa cum vi se spune și astăzi. Copilule, fii cu minte și ascultător. Ascultă de părinții tăi. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri. Așa cum ți se spune astăzi, să nu furi, să nu vorbești de rău, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Și noi le călcăm. Și noi dovedim încă o dată, nu că Adam și Eva au păcătuit, ci că eu și tu am păcătuit. Și prin păcat, astfel, a venit moartea fizică și moartea față de Dumnezeu. Dumnezeu vine astăzi cu vestea bună, că indiferent ce ai făcut, indiferent ce păcate ai făcut, există salvare. Și Domnul Hristos, vestea este aceasta. A venit ai săi, Domnul Hristos, dar ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Ești copilul lui Dumnezeu astăzi declarat dacă îl primești pe Domnul Hristos ca Mântuitor. Astăzi Dumnezeu dă decret și spune, Fiul meu, fiica mea, s-a pocăit. Și a mărturisit păcatele.
I-a părut rău pentru că a mințit, pentru că a trăit departe de Dumnezeu. Astăzi Dumnezeu, dacă te pocăiești și te întorci la Dumnezeu, Dumnezeu declară că ești copilul Său. Și nu mai mergi și la judecată. De ce? Pentru că ai trecut din moarte la viață, pentru că l-ai primit pe Domnul Hristos. Și moartea față de Dumnezeu. Dumnezeu vine astăzi cu vestea bună. Că indiferent ce ai făcut, indiferent ce păcate ai făcut, există salvare. Și Domnul Hristos, vestea este aceasta. A venit la ai Săi, Domnul Hristos, dar ai Săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al Lui Dumnezeu. Ești copilul Lui Dumnezeu astăzi declarat, dacă îl primești pe Domnul Hristos ca Mântuitor. Astăzi Dumnezeu dă decret și spune, fiul meu, fiica mea, s-a pocăit și a mărturisit păcatele. I-a părut rău pentru că a mințit, pentru că a trăit departe de Dumnezeu. Astăzi Dumnezeu, dacă te pocăiești și te întorci la Dumnezeu, Dumnezeu declară că ești copilul Său. Și nu mai mergi și la judecată. De ce? Pentru că ai trecut din moarte la viață, pentru că l-ai primit pe Domnul Hristos. Fetele și tinerii, băieții care sunteți la școală, cum este comportamentul vostru? Aici veniți, cântați frumos, dar la școală cum este? Cum este vocabularul vostru? Vorbiți urât? Pentru că se întâmplă și nenorocirea aceasta. Sunt băieți, sunt fete, sunt tineri, tinere care, deși vin la adunare, deși cântă, deși spun amin la rugăciune, deși spun amin la cuvântul care se citește, dar în viața când părinții nu-mi vede, când alții cunoscuți nu-i văd, se comportă ca niște oameni din lume. Ca și cum n-ar avea un Dumnezeu. Și spune Scriptura de acolo, spune, voi nu mai sunteți aceia care n-au un Dumnezeu. Nu avem un Dumnezeu. Care este Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Nu avem un Mântuitor. Domnul Iisus Hristos. Și avem Sfântul Duh al lui Dumnezeu care l-a trimis. Vestea bună este că Dumnezeu astăzi, dacă vii la El, te iartă. Mărețul Dumnezeu s-a îndrupat. Care Mărețul Dumnezeu? Domnul Iisus Hristos. De aceea, slavă lui Dumnezeu, pentru că a ales ca Fiul Său să se întrupeze într-un trup ca al nostru, dar fără păcat. Așa cum spune Cuvântul Sfânt. Slavă lui Dumnezeu că Domnul Hristos a ales să meargă la crucea Golgotei și a ales să se încarce cu povara păcatelor noastre. A ales să se încarce cu minciuna mea, cu drăguiala mea, cu jurătura dumitare, cu toate păcatele care nu le-a făcut împotriva lui Dumnezeu. Și a ales să meargă la crucea Golgotei. Și a ales să spună, Tată, iartă că cei nu știu ce fac. Și astăzi Dumnezeu spune doar să vii la El. Astăzi Domnul Hristos te cheamă doar să vii la El. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu, Mântuitorul, eu, Domnul, vă voi da odihnă. Vrei astăzi să ai păcate iertate? Vrei să se întâmple acea minune care s-a întâmplat cu milioane și milioane de oameni, care s-a întâmplat și cu mine și care s-a întâmplat cu mulți din sala aceasta? Încât să dai slavă lui Dumnezeu, să spui, Doamne, îți mulțumesc că ai hotărât ziua aceea în care eu mi-am predat viața în mâna Ta, în mâna lui Dumnezeu, în care eu mi-am mărturisit toate păcatele și în care eu am declarat, Doamne Iisuse, astăzi Te primesc ca Mântuitor și Domn. Vrei să se întâmple minunea aceasta și cu Dumneata? Se poate. Se poate, fiindcă Evanghelia are putere. Dar trebuie să faci un lucru. Trebuie să strigi, Doamne, iartă-mă. Doamne, îmi pare rău că Te-am supărat. Am trăit o viață departe de Tine, am făcut ce este rău, am fost neascultător, am mințit, Doamne, și știu că toți mincinoși și partea lor este nu în cer, ci în iad. Iazul de foc, care arde cu foc și cu cucioasă, așa spune Scriptura. Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari și toți mincinoșii, auziți? Nu spune că ai spus o minciună. Dacă nu te-ai pocăit pentru minciuna care ai spus-o, pentru răutatea, pentru răzvrătirea, pentru ce ai făcut, dacă nu ne pocăim, nu contează că este un păcat care nu spune că este mai micuț. Pentru invidia mea, pentru vorbirea mea de rău. Dacă nu ne pocăim pentru acest păcat, vom ajunge în locul de chin. Pocăința este calea care duce spre cer. Pocăința și credința împreună
Dacă astăzi te regăsești și zici, Doamne, eu astăzi am mințit, eu astăzi am drăguit, eu astăzi am vorbit de rău, eu astăzi am făcut lucruri pe care Tu le știi, Doamne, recunosc, îmi pare rău, aceste lucruri le-am făcut împotriva Ta, te rog, iartă-mă. Păcatul pe care noi îl facem, îl facem împotriva Lui Dumnezeu. Împotriva Lui Dumnezeu. Și dacă astăzi Tu știi prea bine lucrul acesta, cum ți-ai trăit viața, Tu știi prea bine că vii la adunare și ai viață duplicitare. Nu te cunosc. Și bine este că nu te cunosc. Pentru că dacă te-aș cunoaște, ai fi zis, El vorbește pentru că mă cunoaște. Mulțumesc Lui Dumnezeu că nu te cunosc. Dar dacă te regăsești între aceștia, vreau să spun, tu știi prea bine că trăiești în păcat și viața pe care o trăiești acum, o trăiești departe de Dumnezeu. Chiar dacă vii la adunare, chiar dacă vii la biserică, chiar dacă îi dai slavă Lui Dumnezeu, știi prea bine, fiindcă El te cheamă, te rog, acceptă. Fiindcă El îți face această invitație, fiindcă El îți dă iertarea în dar, acceptă-o, primește-o. Este gratis, este doar să vii să recunoști că ai greșit și că ai făcut rău. Să-i mărturisești, să-ți plângi păcatul. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Că zi și noapte, mâna Ta apăsa asupra mea. Vă aduceți aminte cine spune aceste lucruri? David, omul lui Dumnezeu. Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Te întreb în această seară, ai păcatul acoperit? Nu te-am întrebat păcatele. Atenție! Păcatul, pentru că un singur păcat, care nu este, nu există pocăință, spune Scriptura, nimic întinat nu va intra acolo. Auziți? Nimic întinat nu va intra acolo. Și spune Scriptura, nimeni care trăiește în spurcăciune și așa mai departe. Vino astăzi la El. Așa cum am cântat, Evanghelia schimbă inima și Evanghelia în această seară poate schimba și inima ta. Vrei în această seară să pleci cu Regele Regilor și Împăratul Împăraților? Ești invitat să vii la El. Eu n-am nicio putere. Eu nu te chem la mine. Eu nu pot să-ți fac nimica. Dar te chem la acela care a stat pe cruce. Și la acela care are toată puterea, spune, Fiul omului, Domnul Iisus Hristos, pe pământ are putere să-ți ierte păcatele. M-auziți dumneavoastră? M-auziți dumneavoastră? Pe pământ are putere Domnul Hristos să te ierte. De ce? Pentru că aici, pe pământul acesta, dumneata ai făcut păcat. L-ai desconsiderat și dezonorat pe Dumnezeu. Pe pământ, acum cât trăiești, cât ești în viață, te poți împăca cu Dumnezeu. În încheiere, aș vrea să spun câteva lucruri. Ce trebuie să faci dacă astăzi declari război celui rău și declari, Doamne Iisuse, am trăit departe de Tine. Doamne Iisuse, de astăzi vreau să Te primesc în inima mea ca mântuitor, ca stăpân, ca acela care să poți să intri în inima mea, să o curățești, să o sfințești și să o locuiești. Asta vrea Domnul Hristos de la tine. Nu vrea nimic altceva decât inima ta ca să te curățească și să o locuiască. Unii cred că dacă vin la adunare este suficient ca să ajungă în Împărăția Lui Dumnezeu. În Împărăția Lui Dumnezeu se intră prin unica cale, prin unicul mijloc, prin unica persoană, Domnul Iisus Hristos care a spus, Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Primul lucru care ar trebui să-l faci, sau care toți copiii lui Dumnezeu trebuie să-l facă, este să citești Scriptura, Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. De ce am spus lucrul acela? V-ați scris tinerilor, fiindcă sunteți tari și Cuvântul lui Dumnezeu rămâne voi și ați virit pe cel rău. Pentru că este foarte important să citești Cuvântul lui Dumnezeu, ca să vezi ceea ce Dumnezeu vrea să spună, cum să te comporți și cum să trăiești pentru onoarea și gloria lui Dumnezeu și pentru slava lui Dumnezeu. Împreună să trăiești, așa cum spune Apostolul Pavel în Galateni, capitolul 2 cu 20, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc,
și frumusețea vine acum, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Auziți? Nu trebuie să mai trăim noi prin puterile noastre. Pentru că noi suntem iertați prin puterea lui Dumnezeu. Suntem iertați prin Domnul Iisus Hristos. Trebuie să citești cuvântul lui Dumnezeu ca să ai har, ca să capeți biruință, așa cum spune Scriptura, cercetați Scripturile pentru că să cotiți că în ele aveți viața veșnică. Al doilea lucru care eu mi l-am notat aici este să te rogi în orice loc, fiindcă El te ascultă. Rugați-vă, spune cuvântul lui Dumnezeu, neîncetat. Pe cum și în grădină, când dau cu sapa, și în grădină. Cum? Pe și pe drum, și pe drum. Ca să poți avea o viață de biruință, trebuie să faci ceea ce a făcut modelul nostru de săvârșit. Uitați-vă țintă la Domnul Hristos. Ce făcea Domnul Hristos? Se retrăgea față de mulțime, se ducea și se ruga. Avea nevoie de rugăciune. Cine? Împăratul împăraților și Domnul domnilor. Se ducea ca să capete har. Se ducea ca să stea de vorbă cu Tatăl. Ca să poată să împlinească voia lui Dumnezeu. De aceea, eu și tu avem nevoie de rugăciune. Un alt lucru care eu l-am scris aici este mărturisește-L pe Domnul Hristos la toți oamenii. Auziți? Cuvântul lui Dumnezeu spunea Domnul Hristos, du-te la ai tăi, a fost un om de care l-a vindecat și vine la el și, Doamne, vreau să te urmez, vreau să merg cu tine, vreau să fac... Ce spunea Domnul Hristos? Du-te la ai tăi și spune-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine. Al treilea lucru care trebuie să-l fac un copil al lui Dumnezeu, dacă astăzi te hotărăști, este să-l mărturisești mâine, dacă voia lui Dumnezeu va fi să mai trăiești. Sau să-l mărturisești acasă, să poți să-i spui tatălui, tata, astăzi l-am primit pe Domnul Hristos. Tata, astăzi m-am pocăit. Mergeam la adunare, dar nu credeam. Dar aveam o viață duplicitară. Și am înțeles că viața aceasta o trăiesc o singură dată. Și eu nu știu dacă mai trăiesc până mâine. Dar vreau să spun că l-am primit pe Domnul Hristos. Astăzi sunt iertat. Pentru că a fost astăzi, pentru că am crezut în Domnul Hristos. Spune-le al lui tăi tot ce ți-a făcut. Prietenilor. Pentru că mulți tineri se distrug, se autodistrug. Pentru că au un cerc de prieteni care n-au treabă cu Dumnezeu. Care nu lor onorează pe Dumnezeu. Ce se întâmplă? Fratele, un frate american spunea, tu vei fi primul întărit în această afirmație pe care o faci. Domnul Hristos este Mântuitorul meu. Dumnezeu Tatăl este Tatăl meu. Creatorul este Tatăl meu. Și Duhul Sfânt este Călăuzitorul. Acela care spune Scriptura că ne învață despre toate lucrurile. Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Te întreb. Dacă acum ar fi ultimele secunde pe care le-ai trăit, cum te-ai comportat? Dacă acum ar fi ultimele minute pe care le-ai trăit, ce decizie ai luat? Eu cred că ai zice, Doamne Iisuse, nu pot să mai amând, pentru că ziua de mine nu este a mea. Doamne, astăzi vreau să te primesc în inima mea. Nu-ți fie rușine de invitația pe care ți-o face Domnul Hristos. Vrea să te ierte, vrea să te elibereze, vrea să te facă copil al Tatălui Ceresc, vrea să te facă moștenitor împreună cu Sfinții, oameni din casa sa, cu casa lui Dumnezeu. Primește-L pe Domnul Hristos. Este cineva care vrea să-L primească pe Domnul Hristos ca Mântuitor? Nu-ți fie rușine de invitația pe care Domnul Dumnezeu și astăzi Evanghelia ți-o face. Poți să ridici o mână sau poți să-i spui, Doamne Iisuse, în inima ta, eu astăzi te primesc. Te primesc în inima mea, fiindcă mi-ai făcut invitația. Mulțumesc, Doamne! Mulțumesc că mi-ai dat câteva clipe, câteva minute, o zi ca să trăiesc. Ajută-mă ca de acum încolo să trăiesc pentru slava ta. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să vă binecuvinteze și nu uitați, viața aceasta o trăim o singură dată. Trăiți-o cu responsabilitate și pentru slava lui Dumnezeu. Amin. Amin.